În sfârșit am reușit, băieți, am reușit 194 la draft. Eu zic că merită un like chestia asta. Da, băieți, am reușit să construiesc un draft de 194 în timp ce mă jucam așa la mișto și am zis să și filmez, doar că n-o să aveți reacția mea live. Am filmat doar jocul în caz că pică ceva forță și chiar a picat. Și o să vedeți acum cum am construit acest draft de 194. Meciurile încă nu le-am jucat, pentru că am zis ca măcar meciurile să fie live. Da, după cum puteți vedea, este o filmare. O să reacționăm acum practic la draftul pe care l-am construit. O să-l vedeți și voi. Și o să-l văd și eu încă o dată, să văd cum am construit acest draft minunat. Am și uitat aia de donații acolo jos, din păcate, dar na, asta e. Și am mers pe un 4-3-3 atac aici, am făcut destul de repede draftul, cel puțin la început. Mi-a venit Lewandowski, mi-a venit Mbappé, m-am dus clar cu Mbappé, pentru că e mult mai bun pentru chimie. Vine și Di Maria aici, clar îl iau pe Di Maria desigur. Aici m-am dus cu ratingul și cred că am mers cu Sterling, da, am mers cu Sterling. Mamă, dar l-am făcut foarte rapid efectiv și nu am timp să comentez. Cred că l-am ales pe De Bruyne pentru că am vrut să merg pe Premier League, jucător mult mai bun în Premier League. Pentru KDB și vine și Pele, m-am dus direct cu Pele, n-am mai stat să mă gândesc. Și surpriză, de fapt nu chiar surpriză, aici îl iau pe Sergio Oliveira pentru rating 100% din câte mi-amintesc, sper că mi-amintesc bine. Da, m-am gândit acolo între Pogba și Sergio Oliveira și l-am luat pe Sergio Oliveira pentru rating. Aici a dat destul de slăbuț, a mers cu Ogbonna pentru a-i da chimie lui Kevin De Bruyne. Din nou, un pic destul de slăbuț, m-am dus cu ratingul, nu m-a interesat chimia în aceste momente. Vine Jose Fonte, un jucător bun care face chimie cu Sergio Oliveira și este și din Liga Franței. Aici chiar m-am gândit că o să-mi dea Paredes și chiar mi l-a dat pe Paredes, surpriză. S-a potrivit Paredes perfect aici pe partea dreaptă. Aici am stat destul de mult să mă gândesc pe cine să iau. Și cred că am mers cu Rui Patricio sau cu Lopez, nu mai știu cu cine. Cred că l-am luat pe Lopez, dar l-am luat pe Lopez că face green link cu Jose Fonte. Vroiam cumva să scap de Ogbonna ala care mă scădea la rating și vine și Sorescu, deci a venit și Sorescu. Doar că l-am luat pe John Stones, green link perfect cu KDB. Aveam nevoie de un fundat stânga care să mă ajute. Jordi Alba nu m-a ajutat la chimie, dar se încadra perfect din punct de vedere al ratingului. Ratingul era de 93, băieți. Vine și Camavinga aici în echipă și deja crescuse la 94. Deja aveam speranțe la un 194. Marsao clar pentru rating. Am stat totuși puțin să mă gândesc. Aici nu știu ce s-a întâmplat, de ce n-am mai făcut nimic. Am băgat jocul în pauză, nu știu ce se întâmplă. Probabil am vrut să văd dacă filmez sau nu știu sigur. Și mai departe, jucătorul gold. Simplu, aici încă un jucător simplu. Deja speranța mea la 194 s-a distrus, pentru că după cum puteți vedea în stânga era 93. Dar vine Vinicius și ne readuce acea speranță, face link bun cu Jordi Alba. Aveam un 94 rating, 95 chimie în acele momente. Și mai departe vine Zidane și face totul mult mai ușor, pentru că ne aduce un plus de chimie și de asemenea și de rating. Atacul arată forță, n-ai ce să zici la echipa asta. Deci atacul e forță, apărarea la fel forță. O echipă forță per total. Aici încercam să fac mai multă chimie ca să-mi fie mult mai ușor. Un pic destul de slab, nu mai știu pe cine am luat. L-am luat pe Alejandro Gomez, se pare, de la Sevilla. Și următorul jucător, da, aici băieți, aici credeam că nu o să mai fac 194. Dar ratingul în continuare rămânea. Totuși chimia nu prea ne ajuta. Trebuia să găsesc o variantă bună pentru a aduce cumva chimie. Și vine Marquinhos care se încadrează perfect aici cu Jose Fonte, însă totuși dătea minus 3, nu înțelegeam de ce dătea minus 3. Totuși încerc să fac cumva chimie aici și îl mut pe Sterling. Fac destul de multe schimbări pe aici ca să reușesc să fac cumva chimie aia, să nu stau la manager și să reușesc chimia de 100 dinainte să aleg managerul și portarul de asemenea. Da, și m-am chinuit aici destul de mult, am ajuns la 97 chimie, 94 rating. În continuare mutam pe aici ca să reușesc să fac măcar 99 chimie. Cred că trebuie să dau puțin în față pentru că am stat destul de mult aici. Aba nu, am ales portarul, stați așa că am ales portarul. Ederson, îl iau pe Ederson și am 97
chimie și vine 99 chimie aici cu Ederson în partea stângă, doar că ratingul era de 93, băieți, după cum se poate vedea cu Ederson acolo în teren. Ratingul era de 93, dar dacă îl băgam pe Vinicius, dacă nu mă înșel, nu, dacă îl băgam pe Jordi Alba, aveam 94 rating și 97 chimie. Până la urmă o să vedeți că am găsit varianta corect, atât pentru rating cât și pentru chimie. Da, băieți, și cam așa arăta varianta cu chimie și cu rating, cea mai mare chimie posibilă și cel mai mare rating posibil. Cred că am stat câteva minute să fac această formație, să încerc toate variantele posibile. Îmi mai trebuia un manager care să-mi dea unul chimie și o să vedeți ce se întâmplă mai departe. O să vedeți care e șmecheria deja aici, nu mai îmi făceam probleme. Aleg managerul, aleg managerul, aleg managerul, am zis de 3 ori. Și surpriză, surpriză, niciunul nu-mi dădea chimie, mă. Deci aici era să dau mare rage, efectiv. Cum să nu-mi dea un manager 1 chimie, nu înțeleg. Deci până la urmă aleg pe cineva, nu mai știu pe cine. Am stat foarte mult să aleg. Am stat să fac teorii cu banca de rezerve, să văd ce manager să iau. Însă cred că până la urmă am ales la nimereală. Până la urmă l-am ales pe Liebernecht ăsta. Da, și la final era un draft de 193. Însă până la urmă cred că m-am chinuit destul de mult și cred că m-am chinuit foarte mult timp. O să avansez aici, am încercat toate formațiile posibile și asta e formația finală cu Jordi Alba, Vinicius, Pele și am reușit până la urmă 194, băieți. O să dăm drumul și la meciuri, o să intru imediat în FIFA și ne vedem să dăm drumul la meciuri pentru că echipa arată fantastic. Ok, băieți, ne-am mutat pe FIFA aici, după cum puteți vedea, suntem în draftul acesta minunat, pot să mișc eu chestiile pe aici, după cum se poate vedea și tot 194 rămâne. Atacul e fantastic, mijlocul la fel, apărarea la fel, dar presim că nu o să câștig niciun meci. Da, după cum știți, nu joc foarte bine FIFA, pentru că nu m-am antrenat așa mult anul acesta, nu vă garantez că o să câștig. Sunteți gata că eu nu prea sunt. Da, v-am zis, dacă pierd, asta e, măcar am făcut draftul de 194, ăsta era targetul meu. Hai să vedem, oare se sperie adversarul și pleacă? Eu cred că așa face. Bă, ăsta are un 191, FC Inter Toto, e român ăsta, 100% are sigla FCSB-ului. O echipă decentă, să zicem. Decentă, mai mult de atât nu pot spune, e doar o echipă decentă. O să încerc să fiu concentrat la meci, nu o să comentez foarte mult. Cum ar fi să iasă acum? O să-l băgăm desigur pe Pele, CAM și cam atât. Zidane puțin mai defensiv, în rest nu avem ce să schimbăm la această echipă minunată. Hai să-i dăm drumul, a pus pauză și hai să vedem cum ne descurcăm. Sperăm că se mișcă bine, sperăm că nu cade netul, cum ar fi să cadă netul. Ok, Levaco. Wow. Super Marquinhos, superb. Super Marquinhos, ce să zic, da, kick of glitch. Trebuie să-l întoarcem acum, începem cu 1-0 pentru el. Se duce Pele, 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 șutează Pele și face lejer 1-1 în minutul 5. Egalăm la faza următoare, se pare că a mers și la mine kick-off glitch-ul. Mă aștept la Mbappé să fie omul meciului pentru că e cam cel mai OP jucător din această echipă. Se duce Gnabry acolo, am zis că nu o să mai comentez, dar văd că tot comentez. Mă simt ca la carieră. Mamă. Da, mă, Fonte, nimic, nimic. No, și e gol, băi, 2-1. Mamă, ce e meciul ăsta, băi, Vere, ce e meciul ăsta? Așa multe goluri, marchează ăsta imediat, apărarea mea e frumos. Mamă, dar Van Dijk ăla e prea zeu. Cred că e Van Dijk simplu, dar e prea zeu cum a venit singur acolo. Da, mă, da, Mbappé, Mbappé accidentatul se duce. Mbappé. Penalti, clar, clar, clar. Deci am vrut să fac mai devreme elastico, dar e bine că nu mi-a ieșit din prima. Și obținem penaltiul aici, va bate Pele, cred că este cel mai bun executant în vincul porții. Pele, impecabil în vincul porții, se face 2-2, fă și tu o celebrare, vorule. No, n-a făcut, n-a vrut să facă. 2-2, băieți, 2-2, un meci foarte, foarte strâns, nu știm cine va fi câștigătorul. Da, mă, da, da! E gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Marchează Di Maria, se face 3-2. Scapă perfect aici Di Maria. Îmi păstrez calmul și reușesc să fac 3-2, băieți, în minutul 29. Bine, Kylian. Kylian, Kylian e fantastic. Pasă și... Aoleu, ce face Vinicius? Pe bune, mă. Aici Di Magia, în confine soare, dar se duce în blocaj, bă, n-am mai ieșit de data asta. Frumos ies aici Zidane, dacă dă pasa bună la Di Maria, o prinde Di Maria, oare o prinde? Perfect,
va centra către Kylian Mbappé, mingea rămâne la Pele și Pele face 4-2. Easy win. Hai că easy așa dacă e. Orice se poate întâmpla, băieți, în repriza a doua. E bine că am reușit eu să marchez în minutul 45. Profit de script. Da, mă, Fonte, zeu. Pele, și ce gol era să marcheze Pele. Cât de cât și s-a terminat. Ah, ba nu s-a terminat. Di Magia. E Di Magia, băieți, e Di Magia. Mamă, ce fază a făcut, dar n-am vrut să dau acolo scăriță. Însă se pare că așa a dat jucătorul automat. Se face 5-2 și cred că nu mai are cum să întoarcă oponentul scorul. E penalti. Cred, sau în afara careului, nu știu sigur unde a fost. Dar cel mai sigur e penalti la faza asta. Am băgat tackle prea târziu. A, nu e lovitură liberă, dar... Na, e cam gol dacă bate bine. Și a bătut bine. Era clar că e gol, adică l-a avut pe Lewandowski, care are free kick acurasi mare, varianta Team of the Year. Și se face 5-3. Trebuie totuși să am grijă, pentru că orice se poate întâmpla în FIFA. Kylian. Penalti și pentru mine penalti. Obțin al doilea penalti, băieți, Mbappé. Văd că știe să sară efectiv la penaltiurile astea și o să batem fix la... Sper că n-o să fie bară. Nope. Nu, mă, e vinclu perfect. Pele bate impecabil. N-ai cum să-l oprești pe Pele la penaltiuri. Se face 6-3. Deci n-ai cum să-l oprești pe Pele la penaltiuri. Poți să bagi și doi portar, că tot îți dă gol Pele. Bine. Kylian. Bă, ce jegos. De ce nu m-a lăsat să dea gol? Oricum primește roșu la faza asta. Sau nu? Primește doar galben. O să încercăm pe poartă, deși e cam greu să dai gol din poziția asta. O să bate mai tare așa. Și gol. Bă, n-a bătut rău, dar prinde Alisson. Chiar n-a bătut rău Zidane. Să vezi ce-ți rup picioarele. Am vrut efectiv să-i rup picioarele la faza asta, că n-are cum să mă mai întoarcă. Dar am vrut așa să-i rup picioarele, că sunt cioban. Și vreau să-i arăt cum îi ghicesc colțul. O să încerce scăriță, pun pariu. Superb. Rar mai vezi asemenea execuții. Fluier arbitru, băieți, prima victorie în primul meci. Meciul numărul 2, băieți, hai să vedem cum va fi. Ho, hai că e ușor așa dacă e. Noroc că nu prea are chimie. Însă are un Mbappé Team of the Season, Paredes pe partea stângă. Bine, Pele, gol Pele, finesul lui Pele. Pele este demențial, băieți, rupe tot în acest draft și se face 1-0 lejer. Totuși trebuie să avem grijă, văd că știe să facă elastico. Dacă știe să facă elastico, înseamnă că e jucător bun. La Di Magia. Di Magia, Pele. Și... Dă-i mă șut din prima, de ce n-a dat șut din prima? Oricum e offside. Mingea rămâne la Di Magia. Di Magia, ce încearcă Di Magia, cât de tare trage. E greu să intre, frate, din poziția aia. Dar chiar era un goal maker dacă mi ieșea. Foarte greu să intre șuturile de la distanță în FIFA ăsta. Oh, mersi! Mersi. Aoleu, Mbappé, ai dat-o pe Marte, Mbappé. Și îmi dă tu se pas oponentul, încă o dată îmi dă pasă. Nu știu ce e cu el. Pasă în centru la Pele, greșeală mare a oponentului. Este taxată 2-0. Deci efectiv m-a făcut aceeași greșeală de două ori la rând. Nu știu ce se întâmplă cu el și Pele reușește dubla. E mult prea zeu Pele în acest draft, băieți, e mult prea zeu. Bravo, mă, Kyliane. Superb, Kylian. Pele, încă o dată, va da scăriță. Ai, mă, pe bune că portarul nu s-a aruncat, nu știu. Mă așteptam să se arunce portarul acolo, adică nu știu cum a prins mingea asta. A fost o animație destul de ciudată și evităm cornerul, dar nu așa vreau să evit cornerul, vere. Bară! Ok, bulan, mare bulan, ce am? Ai, că ăsta e gol. Noroc că e prost și șutează de la distanță, în loc să fugă cu Mbappé. Nu cred că e offside. Vinicius, super Vinicius, mingea pe centru. No, frumos. Sări mingea la el, e offside. Noroc aici. Oricum, trebuia să marcheze cu Messi acolo. Am avut noroc, ține jocul cu mine. Dar face pressing foarte rău, uitați-vă la el. Aș putea să-l prind lejer pe contraatac. Și asta fac. E offside la Mbappé, bă, pe bune, mă. Dar e Di Magia, băieți. Superb Kylian marchează, face 3-0. Deci Di Magia asta face braziliana. Zici că a fost născut cu braziliana, frate. Când era la maică sa în burtă, făcea numai braziliană. No, e gol ăsta. Bă, deci nu cred ce noroc pot să am. Deci am un noroc
ratează băiatul ăsta, toate șuturile le ratează. Da, prima repriză se termină, avem 3-0 la pauză, trebuie să ținem de rezultat. Se duce Zinedine și Zinedine nu ratează din această poziție, îl întoarce pe toate părțile și face 4-0. Vedeți ce înseamnă să fii calm? Înseamnă să fii calm, frate, și dă rage quit oponentul, 4-0, easy win. Bă, eu sunt mulțumit cu 2 victorii, dacă o să pierd nu mă mai interesează, e bine că am făcut 2 victorii cu echipa asta, e bine că nu m-am făcut de râs. Mergem la meciul numărul 3, bănuiesc că de aici oponenții vor fi mult mai grei. Bă, e chiar slăbuță echipa, hai să încerc o nebunie, nu mai încerc nebunie, o încerc acum. Și... Slab. Ok, foarte bine recuperează Vinicius. Pasă la Kylian. Oh, Kylian! Kylian e dement! Kylian e dement! Mamă, cum l-a driblat pe Van Dijk acolo. Van Dijk nu mai știa de capul lui, băieți. Efectiv, Van Dijk era pe altă planetă. L-a întors pe toate părțile ca pe clătită direct. Hai să vedem dacă reușim să dăm mai multe goluri și să-l facem și pe acest oponent să iasă. Mamă, bară! Bine, mă, scăpăm, mă, cât noroc. Pierde mingea, dar rămâne acolo la noi și cerem faultul. O să batem aici, direct în vincul porții, vă garantez. Zinedine Zidane, cred că bate bine, are 92 frichică acurasi, dar Paredes bate și mai bine. O să batem cu Paredes aici. Și-a mutat portarul, am văzut că și-a mutat portarul, așa că o să dau pe colțul ăsta. Și mingea, teoretic, se duce în vincul porții și scoate Romero. Da, mă, e gol, mă, e Kylian totuși, adică 90 ceva shooting, nu ratează din această poziție și se face 2-0, băieți. E mult prea bună echipa asta, adică e foarte ușor să câștigi cu ea. Opa! Mamă, bară încă o dată, deci sunt salvat, deci m-a distrus acolo băiatul ăsta pe atac cu Ronaldo, însă încă o dată am noroc și mingea se duce în bară. Kylian Mbappé se duce, Kylian face 3-0 și l-am făcut și pe oponentul ăsta să dea rage quit, cred că va da rage quit. Nu dă mă rage quit, ia fii atent că nu dă rage quit, e 3-0 minutul 30, de ce nu dă rage quit? Omul meu se transformă în Guardiola acum, face 5000 de tactici, îl pune pe fundaș și atacant și pe atacant îl pune în poartă. Deci face multe tactici acum cel mai probabil. Ia mă ce tactici faci, l-a schimbat. Pe portar, mă. A schimbat portarul că și-a luat prea multe goluri și l-a băgat pe Courtois. Și putem pleca pe contraatac cu Mbappé. Mbappé are viteză, este faultat acolo. Face... De ce? De ce Pele? De ce nu am putut să-l selectez pe Pele? Deci mingea era către Pele și efectiv eu l-aveam selectat pe Zidane. What? Tiki-taka, Barcelona 4-0. Hai mă frate, ieși că deja la scorul ăsta trebuie să ieși. Gata, în sfârșit am scăpat și de oponentul ăsta și mergem în finală. Kylian Mbappé, omul meciului, reușește 3 goluri. Mergem în finală, băieți, hai să vedem ce facem în finală. Îl are și el pe Kylian Mbappé, mamă, și e canterul meu numărul 1, Varan. Deci mereu când dau de Varan nu pot să trec de el, însă sperăm că de data asta reușim să trecem cumva. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala. Da, penalti clar. Și dă și tu măcar un galben, că era situația 1 versus 1, adică marcam clar la faza asta, dar nu primește nici măcar galbenul. Varan acolo vom bate din nou în vincul porții, băieți, cam ceva de genul. Și Pele, gol Pele. Degeaba te arunci pe colțul ăla, că n-ai cum să aperi mingea în fața lui Pele. Nu, e gol. 1-1. Iese șutul lui Mbappé, portarul meu nicio șansă la șutul ăsta, era foarte mare spațiu totuși acolo în defensivă, nu știu ce s-a întâmplat. Se face 1-1 destul de rapid, băieți, cred că va fi un match care pe care. Da? Penalti, mamă cum a sărit acolo, frate, Mbappé, nu știu cum a reușit Varane să bage piciorul la mingea aia. Kylian trece fantastic, Kylian peste poartă, un șut foarte prost, mingea oricum a fost deviată. Pele, Mbappé, Pele încă o dată, Pele, șutează Pele, Mandanda scoate. Opa. Da mă Marquinhos, ești prea zeu pe apărare. Ok, bine. Mbappé, 2-1 Mbappé. Regele Mbappé, băieți, regele Mbappé. Nu-l oprești pe Mbappé nici cu Lamborghini la viteză. Di Magia.
Oh my goodness, dar n-a fost pasa cum trebuie. Pele, Kylian. Kylian, sup! Wow, 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 doar atât pot să zic, wow. Ce gol reușește Kylian, băieți. Mare sombrero flick, voleu din prima, bombă acolo din partea lui Kylian. Nicio șansă n-are portarul să pareze acel șut. Da, pauză băieți, 3-1 la pauză. Din nou, nu pare un meci foarte greu. Cred că voi câștiga și acest meci după cum decurge jocul până acum. Nooo, e gol. 3-2. Marchează destul de repede jucătorul ăsta aici. Da, Zidane. E mingea la Vinicius. Nu e offside, nu e offside, nu e offside. 4-2 se face. Vinicius pleacă perfect aici. Scapă singur. Nu ratează, cred că în realitate rata. De fapt în sezonul ăsta nu rata, sezonul trecut rata în realitate. Și se face 4-2. Din nou reușim să ne detașăm. Diferență de 2 goluri. Însă meciul încă nu e câștigat. Ok, superioritate numerică aici. Superioritate numerică. Fuge Zidane, Zidane, Zidane. Încearcă șutul, mingea în bară. Și nu intră acolo în poartă. Era să vedem o mare greșeală din partea portarului. Cum era să intre șutul ăsta? Și urcă Pele. Pasa este impecabilă din partea lui Zidane. Easy goal. Mbappé face 5-2. Game over din partea lui Mbappé. E clar. 4 din 4 victorii posibile. Am zis eu că nu joc bine. Dar uite că în episodul ăsta chiar am jucat ok, părerea mea. Stai jos, nota 4. Cred că e roșu. Cred că e roșu la faza asta. Aba da, e roșu, e roșu direct. Da, un F în chat acolo pentru Paredes. M-am prostit la faza asta. Și poate vezi că o să mă coste faultul ăsta, n-ai de unde să știi. E posibil să mă cost. Dar oricum scot penaltiul ăsta, lejer îl scot. Lejer îi ghicesc colțul lui Neymar. Știu unde bate. Cu puterea minții. Cu puterea minții, cu puterea minții. Cu puterea minții, băieți. Eram dinainte în capul lui Neymar. I-am citit gândurile. Pele, o să încerc o nebunie. Mamă, ce mișto s-a dus șutul ăsta. Cristiano Ronaldo scoate Lopez, mingea rămâne la el în continuare, nu reușește să marcheze. Kylian Mbappé, Lopez scoate încă o dată, Lopez este tatăl lor, Lopez apără tot în meciul ăsta, în afară de 2 goluri. O să driblăm portarul și e gol. Kylian Mbappé 6-2. Nu știu ce făcea portarul, portarul efectiv era mască la faza asta și se face 6-2, băieți. Game over încă o dată. Ia fiți atenți că vreau să termin cu o lovitură liberă. Faultează băiatul meu cu Varan. Probabil primește roșu sau nu știu ce primește. Nu primește roșu, dar vreau să închei cu stil aici. Un gol cu Zinedine Zidane. Să pun targetul, ok, reușesc acum. Zinedine Zidane, e gol. E bară, bă. E gol acum totuși, se face 7-2. Deja nu mai are chef de joc, după cum se poate vedea, nici eu nu prea mai am. Ok băieți, și meciul se termină, câștigăm 7-2 în acest meci. Mbappé, omul meciului, Mbappé și Pele, foarte letale aici pe atac. Și mergem și deschidem premiile, chiar sunt curios ce premii voi primi la 4 victorii. Bă, deci așa draft ușor n-am avut niciodată. Se pare că echipa chiar contează în FIFA. Mamă, ce premiu ești nebun! Cred că ăsta e unul dintre cele mai bune premii, 45.000 de coins, pachet cu jucător rar care e 50.000 și jumbo premium gol pe care e 15.000. Deci un total de 100 și ceva de K din acest draft. Bă, ce să zic, bine rău dacă vrei, hai să deschidem aici jumbo premium gol pack-ul, cred că ăsta e, poate mai aveam eu unul, dar nu cred. După deschidem rare player pack-ul, să vedem ce dă și la acesta, din acest pachet nu ne dă mai nimic. Ramsey decent. Iar în rest nu ne pică nimic interesant. Mergem și deschidem rare player spec-ul, băieți, și terminăm draftul ăsta cu stil. Dacă îmi pică ceva din acest rare player spec, hai să vedem ce pică. Mai aștept la un walkout. Da, e walkout. Este move. E Summer Star oare? Spaniol striker de la Barcelona. Ansu Fati, ne pică Ansu Fati Future Star. Nu mai sunt scump jucători acum. Ansu Fati cred că e undeva la 10-15.000, însă e binevenit. O să îi dăm Quixel cel mai probabil. Cam atâta e valoarea lui. Quixel la restul jucătorilor. Și aici se termină clipul.
Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați de like acolo, băieți. Hai să strângem și noi 3000 de like-uri pentru acest draft de 194. Eu am fost Gianni. Nu uitați să vă abonați. V-am pupat.